Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Acum, la ce ne uităm? Bine, voi vă uitați la un topitoc și eu mă uit la nominalizările pentru The Academy of Interactive Arts and Sciences 26th Annual DICE Awards Finalists, care este practic a doua sau a treia ceremonie de decernare a premiilor Oscar pentru jocuri video. Mai e aia de la The Game Awards, mai e și BAFTA, care urmează pe 30 martie, și mai e și undeva un Golden Joystick Awards, I think it's maybe my pants. Dar, revenind, urmează pe 23 februarie, nu? În Las Vegas, da, joi 23 februarie, din resortul în Las Vegas, în care vor face live la acest DICE Summit. Ăștia vor fi, cum le spune, naratorii, prezentatorii. Ăsta a fost foarte fain timp de vreo 10 ani, după aia a devenit un bou și pe asta nu știu, e de la IGN, whatever. Așa, și avem, în 2022 au nominalizat 61 de jocuri, printre care God of War Ragnarok conduce cu 12 nominalizări, urmat de Horizon Forbidden West, care a câștigat 8 nominalizări, după aia Elden Ring cu doar 7, după aia cu 4 nominalizări este Modern Warfare 2, Immortality, Moss, Bok 2, Tunic și Vampire Survivors. Încă n-am încercat Vampire Survivors, l-am downloadat, dar încă nu l-am încercat. Așadar, for Outstanding Achievement in Animation avem Cuphead, Elden Ring, oh, no way, Ragnarok, da, Forbidden West și mai da, sau Moss 2 Book 2. Asta e VR only, nu știu cum a ajuns pe lista asta. Dintre toate, pe cât de tentat aș fi să aleg Ragnarok, Horizon Forbidden West are niște animații de stă cap în loc chiar din primele momente ale jocului. Când e toată scena aia cu șarpele la whatever și mi s-a părut pur și simplu fantastică scena aia. Pe lângă altele. Deci, da, cred că e un juggernaut ăsta, Horizon Forbidden West, din punct de vedere tehnic, nu se apropie nimic de el. God of War ar fi al doilea, în părerea mea, dar tot la câteva leghe distanță, ca să vorbim ca Jules Verne. După aia Elden Ring, nu, în niciun caz. Ok, după aia, Outstanding Achievement in Art Direction. Aici îi dau direct la Elden Ring, care nu există, din păcate. Care nu înțeleg, like, nu înțeleg cine a făcut premiile astea, fiindcă, like, Elden Ring are cea mai tare direcție artistică, arguably, din toate timpurile. Deci, am găsit niște clipuri pe net cu oameni care au adunat toate superbitățile din Elden Ring. Mamă, deci, foaieleu. Și după aia îl compar cu Modern Warfare, care arată absolut oribil. Adică, în afară de scena aia din Amsterdam, arată deplorabil. Arată ca un joc de PS3 adus pe PS5 cu upscaling. Nu, în niciun caz. God of War, da, e foarte mișto. Foarte mișto, mai ales Jotnar și toate alea. Horizon Forbidden West, da, și ăsta, de ce nu? Stray, în niciun caz. Adică, arată super ok. Dar nu arată revoluționar pentru alt The Game Awards. Adică a fost o groază de jocuri care arată mult mai fain. Ca de exemplu Callisto Protocol, din ce am văzut, arată foarte mișto. Deși și ăsta are niște chestii, are un foc foarte slab. Dar whatever. Dintre toate astea, eu n-aș vota cu niciunul, fiindcă Elden Ring primește în a mea opinie. Deci trecem mai departe la Outstanding Achievement in Character. Nu știu ce a făcut de, da, whatever. Atreus, da, mi se pare că a jucat excelent, după aia Kratos la fel. Deci, da, Kratos a rupt fâșul. Ăștia doi au jucat atât de bine, încât i-aș pune acolo, efectiv, top 10 of all time in video game performances. Horizon Forbidden West? Nu. Nu, pur și simplu. Și Return to Monkey Island, dude, like, e timpul renunțat la Monkey Island, like, are 1000 de ani. Are 1000 de ani, a fost de nișă atunci, nimănui nu i-a apăsat destul de mult încât să devină mare chestie, că altfel devenea, erau platformere 3D cu el, erau jocuri narrative făcute de Quantic Dreams cu Monkey Island. Am înțeles, a fost când Lucas Arts sau cum se mai chema pe atunci, făcea jocuri mișto, cerebrale, l-am jucat și eu, mi-a plăcut la vremea lui, de just give it a rest, tot like, unele jocuri, lăsați-le să moară, fiindcă-s menite acolo. După aia o dăm pe compoziție muzicală, cu Plague Tale Requiem. Adică e ok, e foarte corectă muzica de acolo, dar în niciun caz Game of the Year worthy. Mă rog, jocul ăsta, după părerea mea, nu ar trebui să fie nicăieri
aproape și nici în aceeași propoziție cu orice ar însemna Game of the Year. Este efectiv fail în a mea viziune. Da, deci God of War Ragnarok. Bă, da, la muzică da, spun, deci da, muzica mi-a dat la corazon cu niște scene de boceam ca o fetiță de 13 ani fără nici cea mai mică rușine. Fantastic. Horizon Forbidden West. Și ăsta are melodia faină, dar melodiile au fost mai mult sau mai puțin cărate din primul joc în ăsta, deci da. Hellsinger, nu, nimic. Și iar Moss 2, audio design. Plague Tale, din nou, e basic, e ok. Call of Duty, e foarte ok. God of War, e foarte ok, deși am întâlnit două bug-uri. Mă rog, eu am explorat fiecare colț. Am întâlnit două bug-uri care m-au făcut să dau restart la joc, că rămâneau în loop și se auzeau la volum prea tare și toate alea, dar în rest... Cred că e absolut ce trebuie, God of War. Crunchiness, tot ce vrei acolo. Gotham Knights, nici măcar, like a... No, no way, în niciun caz. Iar Somerville nu l-am încercat. Eu i-aș da lui God of War Ragnarok, firește. Next Outstanding Achievement in Poveste, Elden Ring. E discutabil, God of War Ragnarok, ok. I was a teenage exocolonist. Nu l-am jucat, nici Immortality, nici Norco, deci am să dau cu skip la alea. Vă rog, dacă ați jucat vreunul exocolonist, Immortality sau Norco, lăsați impresia în comentarii. Da, Outstanding Achievement in a Story. Bineînțeles că aleg God of War Ragnarok din moment ce Elden Ring nu are poveste, are istorie, are lore. Dar la cum e frazat aici față de The Game Awards, aș fi inclinat să spun Elden Ring. Adică dacă o iau și o compar cu God of War Ragnarok, povestea completă a lui Elden Ring, la care m-am uitat pe YouTube, că altfel n-ai cum să o concepi, într-adevăr, îl bate pe Ragnarok cum ar veni la complexitate, la amazement, la tot ce vrei tu, în afară de emoție. Dar fiindcă, într-adevăr, există o poveste în God of War și nu doar istoria de acum 1000 de ani în spatele lui God of War, bineînțeles că voi alege jocul meu preferat al tuturor timpurilor, Ragnarokul. Technical Achievement, A Plague Tale Requiem. Nu, repet, jocul mi se pare că arată foarte ok, dar ce cară grafica jocului este Unreal Engine 5 sau ce folosesc ei ca să-l facă? Fiindcă e banal, efectiv e banal, deci în Unreal Engine, oricine care stă, nu știu, 30 de ore sau 50 de ore în engine-ul ăla și învață cum să pună un munte, lumină, un cer și un pământ și o apă, poate să reproducă 1-1 grafica din Plague Tale Requiem, că nu e făcută de mână. Nu au stat ca în Naughty Dog să facă asset-uri și nu știu ce. Nu au plasat niște chestii, ok, o căsuță mică aici, un lan de grâu aici, un nu știu ce acolo. Și nu spun că nu arată bine, arată foarte bine, tind despre fotorealism de n-are aer. Dar e banal și e simplu făcut. Nu e mare chestie. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la... ce poate Unreal Engine 5. Sunt tech demo-uri care arată de, nu știu, 10 ori mai bine decât Plague Tale Requiem. Next. Elden Ring. Bă, da. Da. Elden Ring, dacă l-ai jucat și l-ai terminat, n-ai cum să nu fii de acord că Elden Ring, dintre toate astea de aici, le bate la cur din punct de vedere technical achievement, fiindcă ce reușește Elden Ring să facă este absolut formidabil, chiar dacă grafica e nasoală. Uite ce mișto e discrepanța. La Requiem arată de 20 de ori mai bine decât arată Elden Ring, dar fiind e atât de banal și de monoton și anostă grafica aia, pardon, grafica, environmentul și orice vezi în joc, Elden Ring le grupe tot ce e aici și presupun că o să, dacă l-ai pune pe Elden Ring ca technical achievement pentru următorii, nu știu, 5 sau 10 ani, cred că și-ar merita locul în top 10. Fără nicio grabă. Ok, gata, vor Ragnarok și alea nu mai are rost, fiindcă eu îi dau lui Elden Ring direct. Și acum, Action Game of the Year. Bayonetta 3, nu l-am jucat. Grounded, ok, de acord. Nien White nu l-am jucat. Sifu l-am jucat, m-a plictisit. Și Vampire Survivors nu l-am jucat. Încă. Dar l-am instalat și urmează să-l așa. Deci n-am să mă pronunț aici. Adventure Game of the Year. Iar, God of War Ragnarok, da, altceva nu mai există. Like Tunic, iar Tunic, ca la The Game Awards. Cum să compari Tunic cu... Trecem mai departe. Îmi fierbe sângele după aia. Family Game of the Year. Trecem iar mai departe. Fighting Game of the Year. Trecem iar mai departe. Dar măcar nu l-au nominalizat pe Sifu, cum a făcut la The Game Awards. Sifu e fighting game, cum zic eu, de succes pe YouTube. Racing Game of the Year. Eu îi dau lui Gran Turismo. Îmi place la nebunie. Știu că e mare scandal și nu mai știu ce. Dar de ce nu se plâng oamenii pe net? Eu l-am jucat, am băgat vreo 20 de ore în el... F1 nu-mi place, că nu-mi place genul.
Și Need for Speed Unbound l-am jucat și pe la tot cam, I don't know, 10-15 ore. Îmi place Gran Turismo cum se simte, deși grafica o prefer în Unbound, arată mult mai bine. Dar Gran Turismo se simte mișto și mai ales cu DualSense controllerul ăla, când intri pe pietriș sau iei curbă mai altfel sau când se blochează roțile, simți în controller și e foarte fain. Recomand Gran Turismo la reducere dacă sunteți fani sau ceva, 130 de euro, 150. Jocul e ce trebuie. Ca feeling, senzațional. Role-playing game of the year. Elden Ring. Punct. Mark my words, boys. Elden Ring o să fie game of the decade. Deci, când a început 2023, da, în 2030, dacă o să fie pe chestia asta de un singur joc al decadei, ce e altă tâmpenie, ăsta va lua game of the decade dacă nu există un top 10 cu, de fapt, fără top, doar primele 10 games of the decade sau ceva, dar ăsta ar ocupa number one spot, sau cel puțin un top 10 dacă mai apar și altele, deși foarte greu să inoveze cum a inovat Elden Ring. Sports games, nu-mi pasă. Strategy simulations, nici asta nu-mi pasă, n-am jucat niciunul. Immersive reality, iar nu-mi pasă. Immersive, iar nu-mi pasă. Outstanding achievement, independent game. Da, din păcate n-am jucat. Dar abia aștept să încerc Vampire Survivors. Mobile game, în niciun caz nu-mi pasă. Online game of the year. Marvel Snap, Rumbleverse, Call of Duty, Modern Warfare. Da, eu aș vota Call of Duty, fică de FIFA. Ghiciți ce? Nu-mi pasă. Și e fun Call of Duty, super fun. Acum, outstanding achievement in game design. Iar Elden Ring, și vorbim de game design. Trebuie să te interesezi puțin ce înseamnă game design ca să înțelegi, și trebuie să termini și Elden Ring ca să înțelegi ce înseamnă de fapt asta. Ca să concepi un joc ca Elden Ring, să ai toate schițele alea și toate branch-urile alea cum se ramifică din ideea principală în Elden Ring, să creezi așa ceva, like, oh my god, îți trebuie, cred că, un an pe puțin să plănuiești un joc, fiindcă este atât de complex gândit, atât de formidabil executat și efectiv îl face să pară pe God of War simplu. Deși nu e simplu, dar nici mare complexitate nu e God of War ca game design. Elden Ring e total altceva. Ok, game direction. Ragnarok e mai transparent game direction-ul în Ragnarok, pe când e mult mai multă libertate în Elden Ring. Dacă vrei să o iei la nivel de meta, da, ar câștiga Elden Ring, că e game direction în game direction, cum ar veni și... Dar pentru mine rămâne Ragnarok. Și Game of the Year la fel, pe cât Elden Ring este jocul meu preferat din lume ca gameplay, Ragnarok mi-a dat-o prea tare la corazon să pot să votez altceva cerebral. Dar da, cam asta e. Acum, Stray, oh my god, caut ăsta aici la Game of the Year. Jocul anului, Stray, oh my god. În fine, cam asta e, doamnelor și domnilor. Lăsați comentarii sub descriere și toate alea și vă aștept și contra comentariile. Știu că părerile mele nu sunt cele mai populare, dar hei, ce să zic, n-am cum să pup în fund un joc doar că e popular sau că risc să nu-i placă lui Vasile sau lui Ion sau nu știu care, salut Ioane, că nu-mi place mie Requiem sau Stray sau nu știu ce. Sunt păreri, totul e neurochimic la urma urmei, după cum am mai zis, creează dopamină în creier. În funcție de cunoștințe și mai multe chestii și de chimia creierului, îți creează reacții și îți place sau nu-ți place un joc. Altfel spus, gusturile nu se discută, deși se discută și alea, fiindcă... Na. În fine, cam asta e, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru atenție și lăsați impresiile voastre în comentarii. Ne revedem, next time. Sayonara!